Născută într-o comunitate în care domnau sărăcia, analfabetismul și autoexcluderea socială, o româncă a ajuns să predea lecția toleranței la prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite ale Americii. Magda Matache a trecut peste rasismul și discriminarea de care s-a lovit zi de zi în România și și-a pus toată încrederea în forțele proprii. Așa a ajuns la 41 de ani, doctor în științe politice, cercetător în studii rome și instructor la Departamentul pentru Drepturile Omului în cadrul Universității Harvard. Vă invităm acum să urmăriți o lecție de ambiție, de toleranță, dar și de voință. Cu această privire hotărâtă, Magda Matache s-a uitat dincolo de granița satului de la marginea Bucureștiului în care s-a născut. În ce alți copii de o seamă băteau praful pe străzi, Magda citea. Învăța să devină învățătoare. Te arăți cum arăt eu. Te gândești cum reacționezi dacă în magazin mă întreabă cineva ce am în geantă, cum reacționezi dacă în autobuz cineva își trage geanta de lângă mine. Mai simți asta și acum? Da. La un moment dat le-am perceput ca fiind o reacție la ceea ce sunt eu sau o reacție la greșelile mele, o reacție împotriva culturii mele. Poți să-mi dai un exemplu, nu știu, poate cel mai delicat moment din copilărie și până acum, care ți-a rămas în suflet, în primul rând, și în minte, poate te-a rănit, dar un moment care te-a și făcut să ajungi ceea ce ești astăzi. Să zic că un moment care m-a supărat foarte, foarte tare a fost în clasa 10-a, cred că eram, când profesoara de chimie la început de an școlar, după o vară plină de soare, m-a ridicat în picioare în fața clasei și m-a întrebat de ce ești așa neagră. Și n-am știut cum să răspund. În timp ce părinții ei făceau eforturi ca fiica lor să nu fie numită țigancă, Magda a continuat să studieze și a cercetat rădăcinile și istoria romilor și, cel mai important, nu a încetat să creadă în puterile ei. Aș vrea să povestești pe scurt, pentru cei care se uită la noi, cum a reușit un copil dintr-o comunitate de rom, dintr-un sat, 1 decembrie, să ajungă instructor la Harvard. Cu perseverență, multă muncă, dar am avut și privilegiul oportunității, dacă vrei. Asta înseamnă că de-a lungul traiectoriei mele educaționale am avut norocul să am alături de mine oameni care m-au ajutat. Familia mea a jucat un rol important. Sora mea își petrecea după amiezele cu mine să mă ajute la teme, să mă ajute să citesc. Mama este un model de demnitate și respect. Până să plece la studii în America, Magda a fost una dintre vocile puternice din mișcarea civică pentru drepturile romilor din România. Iar odată ajunsă peste ocean, românca a câștigat imediat respectul profesorilor ei, care ulterior aveau să-i fie colegi. Dr. Matache is actually the inspiration for this program. Magda, welcome to the podium and thank you for everything you've done for us. How does the world react to the killing of the 23-year-old David Pope last year in Ukraine or the cruel anti-Romani mobs in Italy and France? La Harvard am început în 2012, am mers acolo cu foarte mult optimism, un program de studii rome, program care a continuat pe parcursul a 7 ani deja, cred. Suntem o societate rasistă? Aș spune că românii sunt victimele unei ideologii rasiste, dacă vrei. Pentru că nu putem spune că generația de astăzi s-a născut așa rasistă pur și simplu, ci mai degrabă de generații, încă din perioada sclaviei pe teritoriile României de astăzi, s-au creat anumite idei, idei ale infracționalității și ale inferiorității romilor. Am întrebat-o pe Magda care e șansa celorlalți copii de etnie romă care încă trăiesc în sărăcie, analfabetism și excluziune socială. Mi-a răspuns, fără să clipească, educația. Da, educație de calitate, educație bună. Trebuie să creăm spațiul în care copiii să poată să învețe să fie antirasiști, să înțeleagă cum să se comporte cu ceilalți din jur, mai ales că foarte mulți dintre ei vor merge în Uniunea Europeană, la școli, vor merge în America și așa mai departe și este foarte greu să interacționezi cu ceilalți dacă vii cu prejudecăți. La Harvard e cu totul altă lume, pentru că la început de an școlar, studenții primesc un fel de training, așa, de câteva ore, în care învață despre prejudecată, învață despre modul în care trebuie să te adresezi.
Acum, Magda Matache predă celor mai buni studenți dintre cei mai buni la Universitatea Harvard. Din cadrul prestigioasei instituții, face cercetare în comunitățile de rom din Europa și Statele Unite și se luptă pentru respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Vă întrebați și voi dacă se va întoarce în România? Da, când România va fi pregătită să o asculte.